Ne aflăm pe drumul județean 676C, drum care face legătura între localitatea Roești și comuna Oteșani. Anul trecut, în 2021, s-au asfaltat 1560 de metri. Domnul președinte a promis comunității noastre că va continua cu asfaltarea, exact cum este motorul dumnealui. Kilometru cu kilometru o să asfaltăm întregul județ. S-a ținut de cuvânt și îi mulțumesc pe calea aceasta că deja suntem la kilometru care s-a promis continuare, pe 676C. Urmând ca după ce terminăm aici să ne mutăm în partea de sud a localității, acolo unde mai este încă un kilometru de asfalt. Suntem pe drumul județean de lege 676C, Roieșe, Nișoara, Oteșani, unde executăm lucrări de covoare bituminoase ale Consiliului Județean Vâlcea. După execuția acestui covor, urmează lucrări de completare, acostamente cu material pietros și executarea marcajelor rutiere.